pentru a veni în sprijinul băcăoanilor care au acte de identitate expirate și doresc să voteze la alegerile pentru Parlamentul European de duminică 25 mai. Serviciul de evidență a persoanelor Bacău și-a prelungit programul de lucru din aceste zile. În zilele rămase până duminică, dar chiar și în ziua alegerilor, Serviciul de Evidență a Persoanelor Bacău va avea pentru eliberarea actelor de identitate un program de lucru prelungit. Astfel, în zilele de joi și vineri, programul va fi între orele 8 și 30 de minute și 18 și 30 de minute. Sâmbătă între orele 8 și 16, iar duminică, în ziua alegerilor, între orele 8 și orele 21.